go. Fora fica, mo! Olha aí, mo! Alin, felicitări, o victorie mai mult decât meritată. Mulțumesc frumos, suntem tare, tare bucuroși. Am reușit să ne calificăm și în cea de-a doua finală pe anul ăsta, adică aproape am câștigat tot, să zic așa, până acum. Mai avem cele două finale de campionat național și de Cupa Națională Under 17. Suntem fericiți pentru al doilea an consecutiv. Suntem în finală, suntem în situația de a ne apăra, de a ne apăra titlul cucerit anul trecut. La această categorie sunt foarte bucuros. Îi felicit din tot sufletul pe copii, au făcut un meci extraordinar astăzi. Era un obiectiv eventul, să zic așa? Este un obiectiv eventul, avem cele două finale la dispoziție. Sper să scoatem maxim din cele două. Astăzi a fost mai simplu decât vă așteptați. Astăzi am făcut un joc foarte bun și de aceea lucrurile s-au simplificat pe parcursul jocului, dar am întâlnit o echipă bună totuși, chiar dacă scorul este așa categoric, am jucat noi la un nivel ridicat din punctul meu de vedere. Era să jucați o dublă finală cu Bacău. Din fericire, eu nu vroiam să joc o dublă cu Bacău, din fericire jucăm cu LPS Satu Mare. Nu, asta nu înseamnă că LPS Satu Mare este o echipă mai slab cotată, ba din potrivă, cred că dat fiind rezultatul de ieri, 5-2 la Bacău pentru Satu Mare, cred că Satu Mare vine cu pretenții foarte, foarte mari. Ceea ce vreau să remarc este faptul că două cluburi ale Ministerului Educației se vor întâlni în finala campionatului național, CSS, Craiova și LPS Satu Mare.
Ce știi despre LPS Satu Mare? Aproape nimic, din păcate încerc să-mi iau informații în săptămâna următoare. M-am concentrat pe meciul care l-am avut astăzi și mă bucur din suflet că am câștigat. Felicitări! Mulțumesc frumos!